Bună ziua! Bună ziua! Domnul Vasile, eu mă numesc Maria Ciorici. Da. Îmi pare bine de cunoștință. Eu vreau să vă spun că, nu știu, mi-a spus cineva că sunteți vinovat azi cu ceva, dar tot n-am înțeles cu și, dar până la urmă am înțeles. Astăzi v-ați născut și vă felicit din tot sufletul. Sunteți omagiată. Astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. Ziua în care mămica dumneavoastră v-a dat naștere, ziua când ați văzut lumina soarelui, când ați făcut cunoștință cu lumea asta și cu viața asta, un pic nu chiar ușoară, dar frumoasă oricum. Eu vă felicit din suflet în primul rând pentru faptul că, în pofida tuturor greutăților pe care le-ați avut în viață, dumneavoastră ați rămas un om puternic, curajos și luptător. Iar asta a făcut ca cineva tare, tare să se îndrăgostească de dumneavoastră, să vă iubească mult și să mă roage ca astăzi eu să vă felicit cu o poezie. Eu întorc așa telefonul, Mulțumim. eu filmez acest moment pentru amintirea voastră și voi ține așa telefonul și dau citire felicitării, poeziei, așa o felicitare în versuri, câteva rânduri am scris și după asta mai discutăm. Am rămas văduvă la 37 de ani și cu răni adânci în suflet, dar ai apărut tu în viața mea și mi-ai dăruit speranță multă. Împreună avem doi copilași pe care i-am dorit atât de mult. Ei cresc și ne bucură și azi, la fel ca în prima zi de când pe lume au apărut. Dar astăzi este despre tine, dragul și scumpul meu bărbat. Îți mulțumim pentru iubire și pentru grija care ne-ai purtat. Ești spatele nostru, nădejdea și curajul de fiecare zi. Îți mulțumesc pentru credința care mi-ai demonstrat-o în timp. Fiind copil, într-un grav accident era să-ți pierzi viața. Mămica ta, nopți în șir, s-a rugat la Dumnezeu doar să te scape, îi era speranța. În scurt timp ai rămas fără de tată. Erai copil și nu-mi pot închipui cum ai depășit greutatea toată. Doar mama, dragostea de tată, ți-a putut înlocui. Viața te-a făcut să fii un om puternic, să fii un muncitor desăvârșit. Muncești din greu pentru familie, pentru viitorul nostru strălucit. Copiii, pentru copiii, căci ei sunt tot ceea ce avem mai drag și pentru ei acum trăim. Îți mulțumesc și ție și lui Dumnezeu că te-a adus în calea mea. Cu toată familia te iubim. Ești cel mai înțelegător, străduitor și cel mai bun la suflet soț și părinte. Felicitarea vine din partea soției și a copiilor. Te îmbrățișăm fierbinte. Familia ta iubită se mândrește cu tine, te respectă și se bucură mult. Iar astăzi ne bucurăm pentru existența ta, iubite, în viața copiilor și în inima mea, ce bate atât de lung și scump și frumos și tare pentru dumneavoastră, domn Vasile, din partea soției și a copiilor dragi, care vă iubesc mult. Și vă sunt recunoscători toți, deci aveți o poveste un pic mai dificilă de la început. Ambii aveți un destin greu în spate, dar împreună ați reușit să faceți ceva frumos. Și voi ați demonstrat că viața nu se oprește la greutăți, da? Nu ne spar că vin greutăți, momente grele, încercări și gata, s-a oprit viața și tot s-a oprit în loc, dar voi ați mers înainte. Se vede după chipul dumneavoastră, domn Vasile, și după ochi, se vede ce persoană sunteți cu suflet curat și blând și n-ascundeți nimic rău în dumneavoastră. Așa vă este și sufletul precum vă este chipul. Așa să-l păstrați mereu și nici un rău, nici o problemă, nici un dușman să nu vă înnegrească sufletul care e foarte luminos. Domnul Vasile, eu vreau să vă ofer cuvânt acum dumneavoastră, să-i transmiteți soției copiilor noastre dragi. Ce vreți să le spuneți în această zi când ei au vrut așa frumos să vă surprindă, domnul Vasile? Îi mulțumesc soției, copiilor, îi doresc mult, mult sănătate și lor. Vreau să fie alături și să fiu alături, să am putere, să am grijă de ei. Așa. Să vă ajute Dumnezeu să
Doamne, știți, parcă eu tot așa am o senzație, parcă multe am reușit să facem și parcă gata, toate le-am făcut, dar încă câte urmează, mai ales dacă sunt copii, tot gândul la ei, să le facem viitor, să-i ajutăm, să-i învățăm pe urmă. Da. Bucuria familiei. Ei-s bucuria, să-i învățăm, apoi să-i ajutăm și în viața de maturitate, tot împreună. Eu tot așa zic, Doamne, chiar eu tot am avut un destin greu, domn Vasile, eu nu știu dacă mă cunoașteți și nu știu de unde am găsit puteri să merg înainte și să am și eu o fetiță pe care o iubesc tare mult și tot așa ca și dumneavoastră. E sensul vieții, nu știu, și vă înțeleg tare bine și cuvintele soției tot le înțeleg, fiindcă este frumos atunci când ai un umăr și un stâlp de nădejde lângă tine. Și nu te temi de nimic. Așa, domn Vasile? Da. Eu vreau... Vă mulțumim da. Frumos. Așa. La copii, ce vreți să le mai spuneți? Și vă cânt și o melodie frumoasă. La copii, ce vreți așa, încă ceva special? Ce vreți să le spuneți așa ca tată? Copiilor le spun că iubesc tare, tare, tare mult. Așa. Și o să fie alături de tata mereu. Așa. Cât de frumos. Să vă ajute Dumnezeu să vă ferească de tot rău, fiindcă multe greutăți și nevoi sunt amoi în timpul actual, dar cu ajutorul Dumnezeu vom supraviețui cu toții și vom trece, fiindcă avem toți frici, gânduri diferite, dar speranța moare ultima. Cea mai frumoasă melodie despre bărbat și pentru bărbat, bărbatul vieții mele, așa, niște cuvinte frumoase, o să vă placă mult, vă dedic cu drag o melodie din suflet, de la soția iubită care... Este tare, tare, o zis, doamna Maria, îmi fac griji tare mari, cum va fi felicitarea? Eu tremur tătă, nu mai pot. Vă felicit din suflet, vă felicit pe ambii că v-ați găsit și sunteți așa o familie frumoasă. Din suflet vă felicit pe ambii. Melodia pentru dumneavoastră. Nu te-au descris poeții în cuvinte, nu te-au cântat femeile nici când. Te port mereu în gândul meu fierbinte și vreau să-ți cânt că tu ești cel mai dulce pe pământ. Eu m-am născut ca să te știu pe tine, bărbatul meu cel mai dorit bărbat. Femeie sunt și-ți spun că-mi este bine când ești alături cu brațul de bărbat atât de cald. Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul, ne leagă zâmbetul cel drag, ne leagă stelele și dorul, ne leagă tot ce este sfânt. Suntem femeia și bărbatul, ce credem într-un jurământ. În jurământul celă care este cel mai important, care a fost spus când erați voi numai doi, nu cu marturi alături sau nu știu cum, dar când voi doi v-ați spus, iată dragă femeie și iată drag bărbat, hai să facem ceva din viața noastră, așa, domn Vasile? Așa a fost, așa a fost, hai să încercăm, a sprânească, mergem înainte și nu ne temem de nimic. Și așa să fiți mereu uniți și să vă iubiți și să vă stimați, fiindcă e tare greu să păstrezi relația frumoasă cu atâtea greutăți și nevoi în lumea asta, dar e posibil. Și iată, așa sunteți un exemplu dumneavoastră. Vă mai cânt o strofă. Te-am căutat și te-am găsit pe tine, n-a fost deloc ușor de a te afla. Sunt fericită când știu lângă mine acel bărbat ce mi-a furat pe viață inima. Nu știu în viață ce o să mai urmeze,
dar una îmi doresc neapărat, să am alături pe o viață întreagă cel mai frumos, cel mai dorit și scump al meu bărbat. Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul. Eu cânt mai departe. Ne leagă zâmbetul cel drag. Iudici, cântam! Ne leagă stelele și dorul, ne leagă tot ce este sfânt. Sunteți femeia și bărbatul. Ce credeți în al vostru sfânt jurământ? Domn Vasile, mă scuzați că v-a reținut atât de mult. Aici s-a întrerupt apelul, dar eu cântam mai departe. În video s-a filmat mai departe că îmi cântam. Eu vă mulțumesc mult că ați răspuns. Vă dorim mult sănătate și o zi bună și dumneavoastră. O zi bună și vă mulțumesc că ați răspuns deodată. N-am avut probleme. Deodată ați răspuns frumos, mi-am făcut lucru și am mai făcut o inimă, două inime sau poate mai multe inime fericiți și pe mine tot. Vă doresc o zi frumoasă și sărbătoriți azi frumos ziua dumneavoastră de naștere. Ne-am înțeles, domn Vasile. Vă mulțumim, doamna Maria. Vă mulțumim, o zi bună și dumneavoastră. Sănătate și numai bine. Vă mulțumesc mult și la mulți ani și salutări soției. Mulțumim mult. O zi bună și numai bine. La revedere. Iată așa. Frumos. Frumos. Tot ce am avut de spus, am spus. Și este un moment care poate îl vor înțelege puțin, dar sunt sigur că mulți se vor regăsi. Mult fericire, sănătate la această familie și vise realizate, succes în tot ce faceți și tot binele din lume să vă aparțină. La mulți ani!